Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să învățăm astăzi împreună anatomia sistemului reproducător feminin. Organele genitale feminine sunt clasificate atât după funcție, cât și după localizarea lor. După funcție, sistemul reproducător feminin este format din gonade, respectiv glande sexuale, căi genitale cu rol de transport și organe genitale externe ca organe de acuplare. Din punct de vedere al localizării, organele genitale feminine pot fi interne și ne referim aici la ovare, trompe uterine, uter și vagin și organe genitale externe, unde ne vom referi la labii, care pot să fie mari și mici, dar și la organele erectile, ca de exemplu clitoris. Toate acestea, vedeți aici, sunt de fapt componente ale vulvei. Așa se numește organul genital extern al femeii. Bun, dacă ne uităm un pic aici în imagine, observați ovarele, care sunt, să zic așa, continuate de trompele uterine, formate, după cum vom vedea, din un pavilion cu aspect franjurat spre ovar și apoi trompa uterină se va duce spre uter. Uterul îl puteți observa aici, uterul, și uterul se continuă, vedeți aici, se continuă cu vaginul. Vaginul se deschide în vestibulul vaginal, care face parte și el din alcătuirea vulvei. Bun. Gonadele feminine sunt reprezentate, după cum am spus, de ovare. Ovarele sunt organe pereche. Aici avem două ovare. Iată, aveți aici o imagine în care se observă ușor ovarele, situate în cavitatea abdominală. Ovarele au o formă ovoidă și cântăresc mult mai puțin decât testiculele, respectiv 6-8 grame fiecare. De altfel, dimensiunile ovarelor variază în funcție de activitatea lor fiziologică sau de vârstă. De exemplu, în perioada ovulației, volumul ovarului crește foarte mult, iar după menopauză, ovarele au o greutate mult mai mică, 1-2 grame și tendința de a se atrofia. Vârsta, de exemplu, la fetițe, ovarele au o greutate de 2-3 grame, în timp ce 6-8 grame au ovarele unei femei adulte. Ovarul este acoperit la suprafață de un epiteliu simplu, sub care se găsește albuginea, un înveliș conjunctiv pe care, dacă ați reținut, îl are și testiculul. Dar, vedeți, în plus, față de albuginea, ovarul mai prezintă la exterior un epiteliu simplu. Parenchimul sau țesutul glandular al ovarului se găsește în interior și este dispus în două zone, zona corticală și zona medulară. Zona corticală este cea care conține foliculii ovarieni în diferite stadii de evoluție și ne referim aici la foliculii primordiali, primari, secundari sau terțiari, maturi. Spre deosebire de zona corticală, zona medulară conține vase sangvine, limfatice și nervi, fiind un țesut conjunctiv.
Ovarele sunt glande mixte care îndeplinesc atât o funcție exocrină cât și o funcție endocrină. Funcția exocrină constă în producerea de gameți feminini, respectiv ovule. Ovulul este o celulă mult mai mare decât spermatozoidul, cu o citoplasmă bogată în substanțe nutritive. La suprafața membranei prezintă mai multe straturi de celule, dispuse radiar, care formează o coroană în jurul său, o coroană care se numește, iată, coroana radiată. Ovulul are o viață scurtă, numai 24 de ore. Funcția endocrină constă în producerea de hormoni sexuali, respectiv estrogen și progesteron. Acești hormoni sexuali controlează dezvoltarea organelor sistemului reproducător, apariția și dezvoltarea caracterelor sexuale secundare, dar și comportamentul sexual. Căile genitale sunt reprezentate de trompele uterine, uter și vagină. Trompele uterine sunt două tuburi care fac legătura între ovare și uter. Au o lungime de aproximativ 10-12 cm. Capătul dinspre ovar, după cum puteți observa aici, are un aspect de pâlnie franjurată cu rol de a prinde, a capta ovulul pe care ovarul îl expulzează, îl scoate în timpul ovulației. Capătul dinspre uter se deschide printr-un orificiu numit ostie uterină. Peretele trompei uterine este format din mai multe tunici care asigură mișcarea ovulului sau a zigotului, dacă a avut loc fecundația, spre uter. Trompele uterine reprezintă sediul procesului de fecundație, dar și locul în care începe procesul de dezvoltare a embrionului. Uterul este un organ nepereche, după cum puteți observa, situat median în cavitatea pelviană, între vezica urinară și rect. Uterul are o formă de pară cu extremitatea mare superioară. Deci aici este extremitatea mare superioară, iar aici este extremitatea mică, la nivelul căreia se găsește colul uterin, prin care uterul se deschide în vagin. Uterul prezintă corp uterin, istm și col uterin. După cum am spus, pe colul uterin se inseră vaginul. Peretele uterului este format de la exterior spre interior din perimetru, acestea sunt trei tunici, da? Perimetru, care este tunica externă, seroasă, miometru, care este tunica musculară, formată, bineînțeles, din fibre musculare netede, și endometrul, care este tunica mucoasă și care este stratul funcțional al uterului. Deoarece, sub acțiunea hormonilor ovarieni, estrogen și progesteron, acest endometru se îngroașă cu o rețea de vase sangvine și glande, pregătindu-se pentru a primi și găzdui embrionul. Dacă fecundația nu a avut loc, deci nu se va cuibări niciun embrion, atunci mucoasa începe să se elimine sub formă de menstruație. Vaginul este un organ nepereche, inserat, prins superior pe colul uterin și deschis inferior prin orificiul vaginal în vestibulul vaginal. În structura vaginului se găsește un strat muscular neted, iar la interior este căptușit și el cu o mucoasă. Organele genitale externe sunt reprezentate de vulvă, dar și de mamele. Vulva este alcătuită din două perechi de cute, pliuri tegumentare, care sunt labiile mari și labiile mici, dar și din organe erectile, ca de exemplu clitorisul și bulbii vestibulari. Labiile mari sunt acoperite cu tegument, prevăzute cu păr, cu glande sebacee mari.
În partea anterioară a lor există un relief acoperit de păr care poartă numele de Muntele Pubian sau Muntele lui Venus. Labiile mici sunt situate în interior, adică medial față de labiile mari, și sunt cele care delimitează vestibulul vaginal, în care se deschide anterior uretra și posterior vaginul. Da? Să rețineți că la femei calea urinară este separată de cea genitală. Mamelele sunt organe pereche, situate pe peretele toracic anterior, în intervalul cuprins între coastele 3 și 7. O mamelă este formată dintr-o glandă mamară, dar și din diferite părți moi. Anexe ale aparatului genital feminin sunt glandele mamare. Ele asigură secreția laptelui, bineînțeles, alimentul esențial al nou-născutului.